ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Despre sport vorbim azi la școala TV, dicție.ro Sportul consolidează scheletul, fortifică inima și plămânii și ajută pe copii să-și coordoneze mișcările corpului. Copiii care practică un sport în mod constant sunt mult mai sociabili, comunicativi și disciplinați. Fotbalul este cel mai popular sport din România. Iar copiii pot începe antrenamentele încă de la 6 ani. În notul este sportul care poate dezvolta fizic armonios orice copil încă de la 3 ani. Tenisul poate fi început de la 4 ani, așa cum a început și Simona Halep. Copiii care iubesc sportul speră că în 2021 totul o să revină la normal. Rămâne sănătoși, numai bine pe curând!